Întâlnirea doamnelor pasionate de străele populare a debutat în jurul prânzului și cum îi șa de bine unei șezători, totul a început cu o masă copioasă, astfel încât participanții să aibă putere de muncă. Bucatele tradiționale au fost pregătite chiar de inițiatoarele evenimentului, membrele grupului virtual Oltenia Coase IE. Sunt doamne din toată țara și doamne plecate din România, ajunse pe meleaguri străine, cu drag de tradiție, cu drag de de costumul popular în general și atunci ne-am adunat acolo pe grup. Avem poze, avem întrebări, răspunsuri. Și-au dorit o șezătoare la Slatina. De ce? În cadrul acestui grup este organizat un concurs de cusut ei. Membrele acestui grup își cumpără singure materialele necesare coaserii unei ei, de la ață, accesorii respectiv paiete sau fir metalic și pânza. Iile ce urmează a fi cusute în cadrul concursului inițiat între membrele grupului au ca sursă de inspirație un album editat de principesa Elisa Brătianu. Plecând de la schițele care se regăsesc în acest album, membrii acestui grup au inițiat acest concurs și foarte multe doamne din acest grup cricos ei și vor să afle cât mai multe despre costumul popular din județul nostru, pentru că foarte multe și-au ales din planșele pe care le-a creat Elisa Brătianu. Expoziția din holul muzeului a reușit să le impresioneze pe doamnele venite la șezătoare. Am descoperit aici lucruri extraordinare și foarte instructive. Am și eu acasă câteva obiecte de îmbrăcăminte din portul nostru popular. Mă îmbrac la biserică, în sărbători și am zis să-mi completez puțin această garderobă. Și sunt foarte încântată că am aflat cum se păstrează obiectele de îmbrăcăminte populare. M-am îndrăgostit pur și simplu de unul dintre vâlnice. A trebuit să-l văd. Și am sfârșit aici, într-o companie extraordinară, printre niște lucruri extraordinare. Întâlnirea i-a atras și pe cei mici care, deși nu se pricep la arta cusutului, au dorit să transpună în desenele lor atmosfera satului românesc. O ie în stil tradițional, cu niște floricele, cu România, cu Ian, cum să zic eu, cusută în X-uri, cum era pe vremuri, cu muște, cum era pe vremuri. Vreau să desenez o casă bătrânească, ca pe vremuri, cu doi oameni îmbrăcați în straie populare. Atunci când am intrat pe hol, am văzut numai straie populare, coliere de pe vremuri, lanțuri. Asta m-a inspirat. Toate concurentele intrate în competiție au pentru ce lupta. Câștigătoarea, dincolo de a fi apreciată pentru că a cusut cea mai frumoasă ie, va fi premiată cu un ac de aur.